Miliardarul Ion Țiriac a donat statului român o aeronavă echipată medical pentru salvarea de vieți omenești. Asta imediat după tragedia din Apuseni, când pilotul Adrian Iovan și studenta la medicină, Aura Ion, și-au pierdut viața. E vorba despre un aparat Cessna în valoare de aproape 2,7 milioane de euro, cu tot cu echipamentele sanitare. Un turbojet performant fabricat în 1992. Eu și familia mea am hotărât mai demult, înainte de acest accident, să facem ceva. Am hotărât să donăm acest avion ministerului, SMURD-ului, oamenilor care fac racolajul de organe. Printre primele misiuni executate de aeronava donată de Țiriac a fost chiar aducerea de la Cluj la București a medicului Valentin Calu, rănit în accidentul din Apuseni. Un an mai târziu, avionul era folosit și pentru misiuni secrete. În perioada 1 ianuarie-1 octombrie anul curent, avionul Cessna Citation a executat 32 de misiuni umanitare și de transplant și 50 de misiuni de alt tip, școală special tehnic. Astfel, din cele 50 de misiuni de alt tip, 40 au fost destinate instruirii pregătirii personalului aeronautic. Cu alte cuvinte, anul trecut, în 10 luni, s-au înregistrat 10 misiuni trecute ca secret de serviciu. Dar, în momentul în care am cerut lămuriri suplimentare cu privire la aceste zboruri, ce să vezi, surpriză, numărul lor s-a schimbat. Aeronava Cessna Citation 5 a efectuat în intervalul ianuarie-octombrie 2015 5 misiuni speciale. Misiunile au fost executate în conformitate cu regulamentul privind organizarea, pregătirea și executarea zborurilor speciale, aprobat prin hotărârea de guvern numărul 755 pe 1998, document clasificat la nivel secret de serviciu. Într-un răspuns pentru redacția Observator, reprezentanții Țiriac Air precizează clar: sponsorizarea a fost efectuată imediat după nefericitul accident aviatic din ianuarie 2014 din Munții Apuseni și a avut ca scop contribuția la salvarea de vieți omenești. Cu alte cuvinte, dacă sponsorul dorește, își poate lua avionul înapoi. Dar zborurile secrete făcute cu avionul donat de Țiriac sunt perfect legale. În ordonanța de urgență dată în 2014, prin care avionul era preluat de MAI și erau prevăzuți banii de la stat pentru plata piloților și personalului medical, există o virgulă după care sunt trecute și misiunile speciale. Asta deși public autoritățile anunțaseră altceva. Un avion turbojet care va fi donat Inspectoratului General de Aviație. Domnule ministru Arafat, împreună cu Inspectoratul General de Aviație, după ce întocmiți documentele, vă rog să faceți public acest lucru, pentru că acest gest va salva în viitor foarte multe vieți. Spunea Liviu Dragnea, vicepremier în perioada respectivă. Până în acest moment, nici secretarul de stat Raed Arafat, nici reprezentanții Inspectoratului General de Aviație nu au dorit să comenteze subiectul, să lămurească în ce fel de misiuni au fost făcute și dacă cele medicale au fost amânate din pricina zborurilor speciale.